Am citit un studiu, 40% din impozitele pe profit sunt plătite în țări cu un regim fiscal foarte blând. Da. Aici e un subiect dur, pe de o parte tehnic, pe de altă parte cu implicații politice majore. Deconectarea fluxului financiar a monedei de fluxul fizic al bunurilor și serviciilor. Multulita optimizarea fiscală a multinaționalelor. Ce este de fapt optimizarea fiscală? Spunem din capul locului că este o operațiune legală. În același fel în care un director de operațiuni, în jargonul englezesc CEO, optimizează logistic asset-urile de care dispune într-o companie, în același fel în care un director de resurse umane optimizează resursele la dispoziție în cadrul societății, este fișa de post a directorului financiar dintr-o companie să optimizeze resursele financiare. Dacă nu ar face această optimizare, directorul financiar trebuie să fie dat afară. Ăsta este jobul lui, de a utiliza sistemul legal la dispoziție la un moment dat pe piețele pe care acționează, în așa fel încât să fie optimizată resursa fiscală. Nu mă fac că nu ating subiectul pe care îl spuneți, însă în loc să arătăm cu degetul la acești directori financiari care își fac datoria, haideți să vedem cine creează plasa sau regulile jocului în care toți funcționăm. Politicieni, spațiul public. Dacă astăzi avem un ecart de taxare de 40% într-un loc, 10% în alt loc, în sânul unei entități care se vrea comune, respectiv Uniunea Europeană, să nu îi cerem unui privat să nu optimizeze resursa financiară, pe de o parte, pe de altă parte logistica, în acest spațiu. Deci dacă trebuie tras cineva la răspundere pentru optimizarea fiscală, sunt tocmai aceia care arată cu degetul. Și ăsta nu e un sport românesc. Se petrece peste tot. Pe planetă este unul dintre marii carburanți ai populismelor, acelea de a arăta cu degetul în direcția multinaționalelor și în direcția privaților. Este un subiect de meditat în sensul că, să luăm un exemplu banal, o cursă de taxi din Calea Victoriei până în Cotroceni are o trasabilitate fizică, o aveți ulterior inclusiv pe telefonul mobil. Vă deplasați din punctul A în punctul B. Prin legile pieței aveți un preț asociat acestei curse care este transcrisă în monedă. Ei, plata, circuitul financiar pentru această cursă se poate face din contul dumneavoastră care este gestionat, să spunem, în Cipru, chiar dacă nu știți că e gestionat acolo, înspre contul companiei private care este gestionat în Olanda, să spunem. Deci aveți o decuplare totală, pentru prima dată în istoria economică, între fluxul fizic, fluxul real și fluxul monetar. Moneda se emancipează, își trăiește viața ei total deconectată de fluxul fizic. Repetați această operațiune de milioane, de miliarde de ori atunci când vă cumpărați un hamburger, când vă cumpărați o cafea, și veți vedea că sunt blocuri întregi tectonice, financiare, care se mișcă și care produc cu tremure consecințe la nivelul țesutului social. Soluția acestor mișcări care sunt complet decuplate nu ține de fiecare stat în parte. Și asta, și aici ajungem la unul dintre punctele cheie ale din juncțiune ale sistemelor economice actuale. Jurisdicția asupra căreia acționează un guvern, un parlament, reprezentanții noștri democratici, este la nivel național. Jocul economic se face la nivel mondial. Și atunci avem două soluții: ori upgradăm legislația pentru a corespunde acestui joc și pentru a prinde regulile la nivelul care trebuie, ori intrăm în protecționism, desfacem întregul joc economic și îl ducem fiecare pe teritoriul lui. Economiștii au tranșat răspunsul
ani buni, de decenii bune, asupra consecințelor protecționismului și consecințelor dezmembrării acestor raporturi economice. Și atunci, cred că soluția de bun simț, și o vedem astăzi în legislația pe care OSDE încearcă să o aplice, este această taxare a operațiunilor la nivel global. N-am găsit altă formulă decât impozitarea și redistribuirea unei cote părți după formule agreate de către toate statele membre, care să răspunde în oglindă, cel puțin parțial, operațiunilor fizice despre care vorbeam. Deci dacă mai există în momentul de față optimizări fiscale care parcă distorsionează fluxul fizic cu un flux monetar total diferit, întrebați guvernanții ce vor să facă și ce legislație pun în practică în așa fel încât să coreleze cele două lucruri. Ca să înțelegem bine și actorii, ai plecat mari actorii în economia lumii, ai plecat de la discuția despre tehnologie. Europa acum e un sintagm foarte la modă în Europa, suveranitatea tehnologică a Europei, dar în condițiile de astăzi pare un fel de utopie sau ca Europa să reușească să concureze cu uriașii din tehnologici din America sau din China. Cum vedeți piața aceasta tehnologică în devenire? Există vreo șansă pentru Europa în sensul ăsta? Europa este într-o situație foarte bizară. Dacă urmăriți spațiul economic mondial, cine sunt actorii publici care articulează jocul economic global și îi măsurăm prin, cert, imperfecta unitate de măsură, dar comun acceptatul produs intern brut, Europa este cel mai mare actor economic mondial. Suntem cea mai mare economie în fața Statelor Unite și în fața Chinei. În jur de două ultimele date, 25 de mii de miliarde de dolari. Întrebare inițială. Cum se face că cea mai mare economie din lume, cu cea mai educată și sănătoasă populație, vezi toate statisticile la nivelul educației generale, la nivelul speranței de viață, proiectată în cel mai binecuvântat spațiu geografic, vezi clima, vezi distanțele dintre orașe. Cum se face așadar că acest actor pare a fi spectator într-un joc în doi care se prezintă pe scena publică între Statele Unite și China? Cât de distorsionați, cât de neperformanți trebuie să fim la nivel politico-administrativ în așa fel încât să nu ne impunem ideile și să nu avem giganți tehnologici pe de altă parte, dar să nu avem mult mai larg o viziune despre cum arată viitorul cu companii europene, cu domenii tehnice, tehnologice, energetice, biologice, ce vreți, tot ce ține de proiectele de viitor articulate la nivel european. Există în momentul de față un actor politic european care propune o revigorare a sistemului politico-administrativ care să corespundă exact acestei economii puternice care este Europa în mod agregat, este președintele francez, care a propus în nenumărate rânduri subiecte de o banalitate strigătoare la cer, adică dacă le analizăm tehnic, cred că ar trebui să fim cu toții de acord că drumul pe care trebuie să-l urmăm împreună pe securitate, pe investiții în domeniul energetic, pe investiții în domeniul tehnologic, pe protecția întregii comunități de cetățeni, ar cam trebui să fim de acord cu planul pus în practică. Răspunsul pe care l-a primit în toate capitalele europene, inclusiv la București, este de-a dreptul să ne bage în depresie. Adică aș forța puțin nota, dacă citim documentele propuse, ele sunt o compunere de clasa 6-a, în comparație cu teza de doctorat pe care ne servește Partidul Comunist Chinez prin inițiativa Roads and Belts, prin
plan cincinal, iată un cuvânt uitat poate în România, dar care este un plan managerial de stat pe care în structura lor politico-administrativă îl implementează. Deci noi am face bine să ne facem temele. Eu nu spun că GDPR nu e un element care poate fi un avans legislativ în protecția noastră comună în ce privește efectele, damage-urile colaterale ale inteligenței artificiale. Adică, cum faci să împiedici o dictatură digitală să se instaleze? Cred că ăsta e spiritul din spatele lui. Însă nu putem, dacă vrem să fim serioși pe scena economică mondială, nu putem să ne reducem la acest comportament defensiv și la această agregare în funcție de ce propun ceilalți doi mari actori. Uitați-vă unde suntem în lumea occidentală la nivelul instalării rețelelor 5G, nu? La rețelele de telefonie. Ori accepti produsele de top ale celuilalt actor, ori îți condamni economiile la un retard semnificativ raportat la ce se va întâmpla în viitor. Nu stăm foarte bine în Europa, nu atât pentru că nu avem talia necesară, pentru că nu avem resursele necesare, le avem cu vârf și îndesat, suntem numărul 1, însă suntem extrem de prost organizați la nivel administrativ. Spectacolul care se dă astăzi, weekendul acesta la Bruxelles, pentru negocierea noului buget comun, care reprezintă fabula asta sumă de 1% din bogăția noastră la comun, este destul de deplorabil.